Băi, Octa, fii atent! Astăzi sunt aici, atent. Aici e cel mai aici. Mare... Mamă, deci o să mori aici. Rafael, unde m-ai adus și de ce suntem legați unul de altul? Exact, e cel mai nașpa joc. Adică, de fapt, nu e nașpa dacă tu ești un coechipier bun, că eu am venit aici cu Darin Cell. Adică, dacă tu ești un coechipier bun, pentru că eu am venit aici cu nimeni, nu a venit cu nimeni. Cu mine, asta e prima oară când mă chem aici. Așa că mișcă-te, fii atent, repede. Acum trebuie să ajungem cu... Acum, bă, știu și eu ce trebuie să facem, asta e așa. Ia, vină după mine. Da, ia, pe scara asta amândoi. Bă, aștept, nu. Ai ok, cred că am început să... Trebuie să-ți dau un pont, Octa. Treci repede. Bă, ce mi-ai făcut, Rafa, pe bune? Stai puțin, calmează-te, fii atent, îți dau un pont. Dacă unul dintre noi cumva cade pe lângă, cum ar veni, uite, să fii undeva sus și unul e în cădere, tu trebuie să nu te panichești, să aștepți până ți apare să apeși E pe ecran. Și așa îl ridici pe celălalt. Ok, bun, hai să ne ducem aici. Dar stai așa că nu am clarificat o chestie, vină mai înapoi jos. Da, cu like-urile, nu? Da, cu like-urile, aia zic. Deci, lumea ce trebuie să facă? Încă nu am înțeles la acest episod. Bă, oamenii trebuie să dea mare like, pentru că aici o să ne vărsăm toți nervii, o să fie foarte greu să ni se ducă toți neuronii, pentru că s-ar putea să nu ne înțelegem cum să ne sincronizăm. Nu o să ne înțelegem unul cu altul. Aia zic, haide mă, hai să-i dăm aici. Bă, hai. Aia zic. Da. Ok, da, deci ai zis să nu, da, să nu mă panichez. Da, m-am panicat, cred că m-am cam panicat, dar îmi pare rău. Nu, că a fost gen la mine, pe mine m-a luat, dar nu știu de ce m-a luat, că eu trecusem deja 30 de pietre. Stai, așteaptă. Treci! Păi, nu ne arată și nouă când... Hai să încercăm acum. Octa, după calculele tale, dacă deja se dăduse cu o secundă, două înainte, oare când trebuia să apare? Nu mai târziu? Nu știu, dar hai, bă, vină după... Bă, ține-te după mine! Gata, uite-l aici, apă Rafa! Perfect. Pe perna asta, pe sacul ăsta, sau ce ar trebui să fie, să sărim... Da, ideea e că eu cu Darcel Octa am venit de 3 ori aici și nu vrei să știi ce a fost. Asta e prima mea oară când vii! Am venit Rafa! Toane! Bă, Rafa, poți și tu, te rog frumos, să fii atent când sari și când sari, da, tu! Eu am căzut, nu tu? Nu contează, bă! Ok. Cred că am făcut efectiv mare spinjițo aici. Octa, ar trebui să fim fim un pic mai calculați, nu? Haide. Fii atent. Practic să cooperăm mai bine. O echipă. Așteaptă. Nu, te mai jos, te mai jos. Că te ia. De ce mai jos, bă? Nu mă, ce ai? Haide, mă, treci o dată. Bă, că multe figuri pe tine, Rafaele, să știi. Și nu-mi place. Dacă pe mine m-a luat mai devreme așa, în felul ăla cum erai tu. În felul ăla, bă, tu crezi că vrei doar să mă minți? Era să. Ok. Dar nu picat. Da, sari, gata, te-am luat sus, gata. Acum vino după mine, gata. Ușor, cu mare grijă, în același timp să sărim, da? Rafa, în același timp am zis. Rafa, ia-mă înapoi sus. Gata, hai răbdare, nu mai țipa că va ajungi ușor. Nu te mai panica aici, că e ușor. Nu că mă panichez, dar când am pe cineva ca tine care să... Și că pe cineva ca mine, să mă lase la greu. Cum adică? Tu mă lași, efectiv, tu mă lași la greu. Pun pariu că dacă ai face mișto, dacă ai face... Stop, vezi că sunt două aici, vezi că sunt două. Da, am văzut și eu. Da, Rafa, am văzut și eu asta. Da, exact, ai grijă, trei, stop. Nu! Octa! Ai grijă! Cât mai avem? Am terminat aici? Nu pot să cred! Refuz să cred! Stop! Am terminat? Bă! Ai grijă! Aici? Bă! Stânga! Bă, nu! Dreapta! Sar pe dreapta! Sar pe dreapta, am zis! Bă, e... Ce greu e cu tine, vere! E prea greu cu tine! Nu te mai pare că... Serios? Îndreaptă-i mai ușor! 3, 2, 1... Nu că mă pare că... Și hai, sari. Îndreaptă-i mai ușor. Da. Zici tu că îndreaptă-i mai ușor. Sper că aici nu mai dăm de niște țepi de aia care să ne arunce efectiv. Prin aer. Atât a fost, dar începe mult mai greu. Bă, ia vezi că parcă nivelul ăsta din nou a fost... Parcursul ăsta ce am făcut acum a fost super mult mai ușor. A fost așa de încălzire ca să ajungi. Fii atent. De încălzire, nu? Pe cred și eu de încălzire dacă avem foc pe lângă noi. Foc de ăsta. Foc cu focul ăsta. Chiar am uitat să te întreb unde suntem. Suntem în iad, Rafa? Da, și trebuie să ajungem în rai. Asta e scopul. Rai. Hai să încercăm. Și trebuie să trecem. Uite, și prin lumea normală, nu? Cine e ăsta? Bă, ăsta e hater-ul. Bă, nu mă interesează. Ăsta e hater-ul tău? Da, hater. Ăștia sunt toți hater-ul mie aici. L-avem pe unul în sacul ăsta de gunoi. Mai unul aici, mai unul, efectiv toți. Noi evoluăm, nu rămânem ca hateri în spate. Bine, hai să refacem ceva. Bine.
înțeles, am înțeles. Nu, noi încercăm să urcăm până la ultimul etaj, nu? Ai văzut că ei sunt în iad, noi ajungem în rai, ca idee. Asta e scopul nostru, bun. Rafa, aici, la cutiile astea e mult mai greu. Ai răbdare. Ce mi se întâmplă? Păi, Rafa, păi și dacă murim, ne dă înapoi la capăt? Nu mor, dar dacă te duci jos, nu e checkpoint, asta e chestia. Ajungi jos, dar toți trebuie să reiei din nou. Ajung din nou în lavă? Trebuie să încercăm să nu picăm în lavă, nu? Aia zic, aia. Ba, Nu! Puteai, trebuie să rămâi, nu trebuie să te panichezi, asta e chestia. Mă trăgeai pe mine. Bă, nici nu aveam, gândește că nici măcar nu aveam cum să mă sui la loc. Nu e vorba de panicar. Hai să facem, că așa, măcar dacă vorbim în timp ce... Bine, mă, hai, unde ne aruncăm aici? Jos de tot. Jos de tot? Haide, Geronimo! Mamă, ia uite mâmbra acolo. Ia uite, să iau bănuțul ăsta. Bă, lasă-mă, vreau bănuțul. Nu, nu o să mă mișc de aici până nu mă las să iau bănuțul. Ai înțeles, Rafa? Păi bine, nu te mișca. Chiar nu mă las să iau bănuțul. Așa. Bine, gata. Așa credeam și eu. Haide, okay. Du-te tu în față. Haide, cu mare grijă. Acum, rapid, acum, Rafa. Aici, la următorul banu, la următorul e mai sus. Octa, numai bine luăm o pauză să ne hidratăm și așa se hidratează și oamenii. Să ne hidratăm, ba da. Au mică pauză de publicitate, cumva? De hidratare. Pentru toată lumea. În momentul ăsta trebuie să bea apă. Așteptăm câteva. Trebuie să bea apă. Aia zic, să-și aducă popcorn-ul, nu? Snacks-urile. Eu acum o să beau apă, sunt la distanță, nu știu cum au și eu beau apă. Mai ce, bă, what? Cred că nu te mai nici eu, ia stai așa. Da, eu am băut apă acum și cred că mai beau încă o sticlă, mai iau o sticlă, încă mi-e sete. Mai ce? La noi e greu ce trebuie să facem aici, ca idee, și avem nevoie să bem apă, știi? Cam asta e ideea. Bă, cred și eu dacă ne aflăm în iad. Adică avem efectiv, cred că toată lumea e plină de lavă, nu? Da, dar eu nu mai găsesc altă sticlă, mă aștepti pe mine să mă duc să-mi iau apă sau... Nu te aștept, deloc nu te aștept. Okay, haide să terminăm odată parcursul ăsta, super greu. Dacă ne ajungem bine, să știi că e vina ta, da? Că nu mai lăsa să mă duc să mă mai hidratez. Bă, uite, gen, partea asta de aici e destul de... Exact, vezi? Nu mă lași să... Nu pot să cred, aia am spus și eu, da, e destul de grea partea asta, da, cred că până la urmă o să te las, hai, du-te, cât mai rapid, Rafa, să nu întârzi. Octa, ai revenit? M-auzi? Ai venit înapoi la calculator? Haide, mă, bă, te-am așteptat 35 de minute. Ce 35 de minute? Ce-ai găsit? Bă, era sticla lângă mine, am găsit încă sticla lângă mine. Sai că, ce 35 de minute, care? Nici 10 secunde nu mai ajută. Nu am înțeles. Bine, mă, bine. Hai doar să terminăm, vreau să ajung înapoi la doamne, acolo sus. Haide, mă, dată, bă, trebuie să te trag cu forța, serios. Da, ok, hai să ajungem. Eu chiar vreau să ajungem undeva mai sus. Obiectivul meu... Trebuie să trecem, presupun și prin... Nu pot să cred, credeam că am pux. Bă, ce, mă, ce, what? Unde m-a aruncat? Bă, cred că m-a aruncat, efectiv, cred că m-a dat dincolo de iad. L-ai stricat de tot, Octa. Bă, l-a stricat? Bă, de ce? Credeam că apucăm să trecem. Aolea, băi, oameni buni, voiam și eu să fac aici o treabă frumoasă, dar mă gândeam că poate reușesc să aduc pe altcineva să mă jocă cu, dar însă n-am mai reușit să trec, da? Și avem speranțe că ajung undeva mai sus, da? Se pare că nu cred că ajung nicăieri, da? Hai să vedem ce mai urmează în continuare. Poate reușim. Dați acolo like-uri dacă n-ați dat și scrieți în comentarii dacă mai vrei să mai jucăm jocul ăsta sau ce jocuri vrei să mai jucăm pe Roblox, sincer, pentru că e jale rău de tot, sincer. Nu, Octa, hai te rog să facem ceva, omule, hai te rog. Haide, da, du-te tu în față de data asta, te las pe tine. Ok, da, hai. Nu mă dezamăgi. Sunt un ghid turistic, sunt un mentor. Stop aici? Da, cred că putem să trecem. Nu? Presupun. Acum! Repede. Mamă, mă simt ca pe jocul ăla cu creatura, cu horrorul, cu liniștea, dacă-ți vine să crezi. Nu știu de ce, cred că... Octa, trebuie să fim calmi, Octa, trebuie să fim calmi. Ai învățat vreodată cuvântul... Da, dar nu știu, mă... Acesta, să nu știu, mereu am fost stresat dacă mă întreb pe mine. Era să pic aici, avem să ai tu grijă. Da, la cutiile astea gigantice e greu. Încet, nu e nimic greu aici. Chiar vreau să spun că nu e nimic greu. Eu vreau doar să ajung și fii atent. Eu cu dare să l-am căzut, dar după... Bă, stop! Sta,
stai. Iar asta te duci de nebun, Rafa, dacă nu ziceam da, că stop aici. Da, eu cu Darius Sel am căzut și după tu imediat. Cu Darius Sel, bă, stai. Ce faci, mă? Nu mă lăsa să mai merg. Bă. De ce cu Darius Sel am căzut? Ca idee e ușor să-l faci, da? Pentru că cu Darius Sel am căzut și după l-am refăcut. Hai, dreapta. Stai, stop. Dreapta! Ultimul om care efectiv da, ești ultimul om, da, ești ultimul om. Bă, nu-n sensul ăla. Oprește-te, mă. Ok, hai, hai. Dă-i, am zis. Dă-i, aici. Dă-i în continuu, dă-i. Stop! Ei, eu m-am ajuns. Bă, de ce te arunci așa? Bă, omule, în dreapta, fii atent. Vino, Rafa, vino. Nu mai pot să mă stai. Vino. Gata, acum ești jos. Nino. Raffaello, dormeo. Haide, mă, haide, dă-i aici. Ok, Octa, poți să fii un om normal? Da, auzi? Gen, cum adică om normal? Sunt un om normal, doar că nu înțeleg, gen, ce era greu la partea asta aici cu cutiile. Adică tu mi-ai zis că e mai ușoară partea din dreapta. Păi ce, hai, mă, păi dacă nu vin. Bă, vino cu argumente, vreau argumente valide. Octa. Nu știu, mă mănâncă ochiul. Rafa, cred că văd ceva acolo jos. Nu pot să cred, am văzut. Ar trebui să fie o salamandră. Rafa, trebuie să merg să vă salamandra aia. Mă lași să mă arunc, te rog? Mă, tu ai probleme. Hai, mă, vino, omule. Bă, Rafa, eu m-am aruncat. Bine, hai că rămâi. Hai, du-te tu. Mă, omule, dacă vrei să nu reușiți să faci nimic, atunci du-te jos. Bine, mă, hai, gata. Deci fără salamandre. Ok, am înțeles. Aici, vezi să nu piști de pe lanțul ăsta. Da. Dar cât mai avem, mă, Rafa, pe bun? Cred că am terminat, nu? Mai avem foarte puțin. Ce terminat, mă, că aici am ajuns atunci. Ba nu, am căzut fix când eram pe lanț, Rafa. Ba nu, stai așa, da, îmi aduc aminte, gata. Aici, fix aici am picat, nu? Data trecută! Ai răbdare, Rafa, nu. Ai picat mai sus, hai, 3, 2, 1, și hai sus, gata. Bine, mă, aia înseamnă lucrarea în echipă. Da, liniște. Bine, mă, liniște. Gata, fii liniștit, calmează-te. Aia înseamnă aici am căzut la cel mai prost loc. Nu cred. Ai răbdare, încet. Și dacă vreau să te las acolo? Bine, ce o să faci? Ajungem din nou jos și după nu mai facem nimic, cum ar veni. Băi, nu, că o să fac de unul singur. Ia să mă știu pe ecranul ăsta. Cum faci de unul singur dacă ești legat de mine? Nu știu. Ok, 3, 2, 1 și... Păi nu cred că ai căzut. Omule, credeam că cât te-am întors eu. Rafa, efectiv mi-ai zis 3-2-1 și am... N-am dus amândoi în același timp, ce-i fi vrut să fac? Ok. Efectiv ai zis 3-2-1 și ne-am dus amândoi în același tim. M-am dus cu tine deodată. Nu, Octa, vină puțin aici. Trebuie să discutăm ceva, Octa. Ceva super important? Da. Spune. Ziua asta nu este făcută pentru noi. Eu zic să ne calmăm și dacă oamenii vor să mai venim altă dată, să-l facem? O să-l facem altădată. Eu nu vreau să mai vin niciodată. Ai înțeles? Așa că eu cred că te-am lăsat. Pa! Am uitat că suntem legați unul de altul. Aoleu. Ok, Octa. La revedere, Octa. Sincer? La revedere. Mi-a făcut plăcere. Da, mie nu. Dar am nevoie de un coi... Nici nu mai știu să mai vorbesc, dar am nevoie de un coechipier mai... Coechipier capabil, nu? Mai bun, da, exact. Un coechipier mai bun. Adică... Păi dacă tu ești cu stresul și cu astea, așa că altă dată ar fi mai bine. Dacă mai vrei să mai revenim aici, altfel, dacă oamenii nu mai vor, nu mai venim, nu? Nu, eu clar nu o să mai vin cu tine aici, să fie clar. A, cu mine, ok, bine, de fapt e mai bine așa, o să vin eu cu altcineva. Pa, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.